constă nemulțumirea partidului și a celor care sunt astăzi aici? Eu data trecută i-am susținut moral, am stat alături de ei, nu am dormit în orășelul ăsta, dar am fost conștient de mesajul pe care l-au transmis acești domni. De data asta, pentru că la 3 luni de la instalarea Alianței COSAC nu s-a întâmplat nimic în vederea tragerii la răspunderea acestui penal care stă vis-a-vis și nu ne-am apropiat astăzi să protestăm sau să stăm fix în față, așa, pe trotuar, pentru că putoarea în Chișinău vine de la președinție, de la Dodon, de aici vine putoarea. Și cât mai departe de el, cu atât mai bine. El ar trebui exportat undeva în Federația Rusă, să-l pută lor acolo și noi cerem pe această cale, care este o extrem de dură, prin greva foamei, să se sesizeze procuratura, să investigheze trădarea de țară, banii primiți de la ruși, banii luați din Banca de Economii, toate crimele economice pe care le-a făcut și în timpul lui Voronin când a fost ministru. El are o istorie extrem de bogată în furt, în hoție, în trădări, în manipulare, în minciuni. Noi cerem pe această cale, alături de colegii noștri, evacuarea trupelor militare străini, cei ce trebuia să ceară la ONU, dacă era patriot al țării, interzicerea propagandii ruse pe teritoriul nostru, pentru că ne-au înnebunit de cap cu națiunea moldovenistă, societatea civică și alte tâmpenii pe care le nasc laboratoarele de la Kremlin. Noi vrem să trăim liber într-un stat liber, alături de frații noștri, alături de comunitatea europeană. Acum, noi riscăm, în termeni scurți, să pierdem și capitala Republicii Moldova, să o preia socialiștii, să pierdem și o bună parte din primăriile noastre care sunt zombate și au să voteze cu adepții lui Dodon și ne putem trezi cu trupele militare ruse pe Prut. Asta o spun deja oficialii români europeni. Lucrul ăsta numai nebunii, surzii, muții și cei care nu au toate abilitățile nu-l văd. Românii ne-au preîntâmpinat. Euroatlanticii, NATO ne-au zis că trupele militare ruse pe Prut e o chestiune de timp. Ce trebuie să mai întâmple? Când se trezesc moldovenii, eu înțeleg că s-a început tulburelul, dar n-au ce faci cu struguri, n-au ce faci cu alte lucruri. Deșteptați-vă că ne mântui soarta, ne mântui viitorul. Impostorul ăsta trebuiește fugărit, alungat, dacă nu închis, dacă nu ne duci cap să-l închidem, penal, cum zice Vasile Sinigur, măcar să-l fugărim ca pe Ianucovici, ca pe președintele Ucrainei. La urmă, cui vă adresați? Că procuraturii, deputații? Procuraturii, noi am depus mai multe solicitări. Mai multe. Prima solicitare am făcut-o procuratorii. Am văzut răspunsul procuratorii. În bătaie de joc au spus că n-a fost discuții serioase. Procurorul se pricepe la discuții serioase. Dar un mesaj important, sperăm să avem posibilitatea să comunicăm și cu deputații. Un mesaj foarte important pe care vrem să-l transmitem este ca cei care sunt acum patrioți în Parlamentul de la Chișinău să inițieze un grup patriotic, începând cu Octavian Țâcu, Lilian Carp, domnul Reniță, și să poarte discuții cu toți deputații Parlamentului, în afară de cei agresivi șovini de la socialiști, cât sunt ei vreo 10 de ăștia zombați rău de tot, restul să creeze o majoritate parlamentară pro-europeană, pro-românească și să inițieze lupta cu oligarhul numărul 1 și banditul și trădătorul de țară. Asta le cerem deputaților din actualul legislativ, să nu sufofileze, să nu cată proiecte de legi mărunțele, măturatul drumurilor și canalizarea. Toate le facem noi, singuri. Singuri, cu propriile noastre puteri, cu ajutorul românilor, cu ajutorul americanilor, cu ajutorul, cu banii, mai bine zis, că rușii nu dau bani. E important acum să-l oprim pe ăsta și să fugărim ocupantul de la noi. Cu cine vor? Cu deputați neafiliați, cu deputați democrați. Plahotniuc nu mai este. Acum să facă manevre politice și să-l oprească pe ăsta. În iulie ați făcut un protest similar de 4 zile. Nu s-a soldat cu nimic. Nu s-a soldat nimic. Noi și astăzi transmitem semnale, pentru că asta este lupta noastră de veacuri aici pe pământ. Pământul nostru, și le spunem clar, trebuie oprit ocupantul, trebuie fugărit armata, după asta ne ocupăm noi și de strugurile noastre, și de mierile noastre, și de multe alte lucruri. Dar demonstrăm încă o dată că cei ce au promis eliberarea statului capturat, doar ei au spus-o, nu eu, cu televiziunile lor, stat capturat, acum statul e liber? Procuratura e liberă, noi am depus mai multe cereri, sesizări, plângeri, petiții, cereri. Păi dacă data trecută nu ați fost băgați în seamă, de data asta... Păi asta înseamnă că dacă data trecută nu ne-au băgat, înseamnă că trebuie să ne luăm geanta și să plecăm, să emigrăm de aici, pentru că procuratura nu vrea să ne ia în serios? Ba da, noi astăzi facem un apel civilizat, vedeți, stăm în corturi pașnic, dar dacă ei se vor comporta în halul ăsta, cum am văzut și procuratura, e eliberată și președinția care își bate joc de cetățeni, vom veni cu miile în piață,
cu armele să ne apărăm demnitatea, sărăcia noastră, cu bățul, cu lopata, cu furca, îi scoatem de aici, din palatul ăsta al lui Erdogan, îi scoatem pe impostorii ăștia. De data asta veți participa și dumneavoastră? Da, de data asta eu am să stau și eu în semn de solidaritate, în greva foamei 4 zile până luni. Poate va fi și mai mult, dar până luni mi-am planificat să stau în greva foamei. Vom trece controle medicale ca să demonstrăm că nu trișăm, nu avem astfel de gânduri. Dar eu mai am activități planificate. Avem dezbateri la TV8 de seară, avem întâlniri cu alegătorii pe care le-am planificat. N-avem cum. Mergem să mobilizăm lumea să iasă la votare, pentru că este o dezamăgire în rândul cetățenilor de dreapta și anumite lucruri trebuie să le fac. Dar noaptea, seara, împreună cu alți colegi care vor veni după serviciu, vor veni aici să discutăm, vom sta aici, vom dormi aici.